Da, video ăsta o să fie despre tot și despre nimic la un loc, yay! Hai, că-mi place cum am început deja videoclipul ăsta. Hei, salut, oameni buni, eu sunt Bogdan și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Așa, de pe final, da, m-am hotărât și o să mai filmez ceva, că, na, de ce nu? Astăzi m-am gândit să fac un videoclip cu niște întrebări cu tematică de Crăciun, pentru că vin sărbătorile în curând. De pe site-ul acela Would You Rather, pentru că foarte multă lume am văzut că am făcut treaba asta și am văzut că merge foarte bine. M-am gândit să fac și un video, că na, cât de rău poate să fie. Așa că hai cu întrebările, să vedem ce ne-a pregătit nou aici Would You Rather ăsta. Ai prefera să cânti tare corul Jingle Bells de fiecare dată când intri într-o cameră sau să porți un costum de Moș Crăciun la școală timp de o săptămână? Bă, cred că mai bine merg pe varianta cu costumul, pentru că, dai seama, să te scoți dimineața să mergi așa la școală și să începi să cânti ca nebun pe acolo Jingle Bells, Jingle Bells, cred că ar fi cam nașpa după părerea mea. Așa, dacă iau costumul, măcar trebuie să tac. Nu trebuie să cânt, trebuie să tac. Și atunci e mai bine așa. Așa că merg pe varianta cu costumul. Ai prefera să faci cadouri pentru familia ta în loc să le cumperi sau să creezi ornamente pentru pomul de Crăciun în loc să le cumperi? Cred că mai bine aș face cadouri decât să le cumpăr, pentru că ornamentele, nu știu, am ornamente destule, adică n-ar fi nevoie să mai stau să creez ornamente. Bine, creativitatea e fără limite, dar vezi tu cine mai stă acum să mai stă să iei hârtie, să decupezi, să faci tu formele alea, nu știu. Mai merg pe cadouri. Iau cadouri pentru familia mea. Ai prefera să ai vâscul atârnat în ușa dormitorului tău sau să ai un copac mare decorat de Crăciun în ușa dormitorului tău? Stai, ce? Cum vine asta? Un pom de Crăciun în ușa mea? Adică, cum vine asta? Să găsesc cu pomul așa înfipt în ușă? Adică, stai, da, mă rog, nu prea pricep, așa că te găsic pas, că nu prea știu să răspund la asta. Ai prefera să nu sărbătorești Crăciunul anul acesta sau să nu sărbătorești ziua ta de naștere anul acesta? Faleo, hai că m-a prins asta, bă! Mamă, ce m-a prins întrebarea asta, bă! Cred că e cea mai nașpa chestie care s-ar putea întâmpla. Că nu știu cum ai putea să nu sărbătorești pe una din ele, până la urmă ambele sunt niște sărbători anuale, și Crăciunul și ziua ta de naștere. Nu știu cum ai putea să nu sărbătorești una din ea, nu știu. Nu știu, sincer, chiar nu știu ce să zic aici, mamă. Crăciunul sau ziua mea de naștere, bă, nu știu, dacă ar fi să le luăm așa după amănunte, cred că ziua de naștere ar fi bine să nu o sărbătorești, pentru că, na, poți, de exemplu, ai văzut, sunt foarte mulți care poate n-au timp și nu pot să sărbătorească ziua de naștere și pot să treacă peste, dar așa Crăciunul, nu prea cred că poți să treci peste el. Așa că cred că merg pe ziua de naștere, deși pentru mine, care mie îmi place să le am pe amândouă, să le sărbătoresc, e o decizie foarte grea. Așa că, nu știu, să zicem că rămâne ziua de naștere, na. Ai prefera să fii acasă de Crăciun și să obții multe cadouri sau să fii la Disneyland, dar să nu primești cadouri? Știți cum e întrebarea asta? E exact ca întrebarea aia cu vreau să fac revionul cu Dan Negru și să am băutură sau să-l fac cu prietenii și să n-am băutură. După mintea mea, vă zic sincer, Crăciunul e sărbătoarea în care, indiferent ce se întâmplă, indiferent unde ai fi sau ce ai face, trebuie să fii acasă de sărbători, la tine acasă, unde e familia ta și unde sunt toate neamurile. Cred că e mai bine să fii acasă și să ai cadouri decât să mă duc la Disneyland. Ce dacă mă duc la Disneyland, nu știu dacă o să am aceeași plăcere să sărbătoresc Crăciunul decât acasă. Să am bradul meu, să am casa mea, adică nu e cine știe ce diferență mare. Așa că mergem pe premiza cu să stăm acasă. Ai preferat să consumi cereale cu lichior de ouă în loc de lapte sau să mănânci un sandwich cu trestie de bomboane? În primul rând, ce trestie de bomboane și, în al doilea rând, cine naiba face lichior de ouă? Adică, există așa ceva? Eu habar n-aveam. Există lichior de ouă? Eu nu știam treaba asta până acum. Nu știu ce să zic. Mai bine aș mânca cereale cu lichior, că măcar mănânc cereale, dar așa sandwich cu bomboane, parcă nu prea indicat după mine. Ai preferat să trăiești într-o casă uriașă de turtă dulce sau să faci o plimbare cu expresul polar? Bă, la ce se întâmplă în momentul ăsta că nu mai avem nici măcar poli? Adică, din câte ați văzut și voi, se topește cauta glaciară și deja a început să umple nivelul măilor.
Nu știu unde ai putea să mai faci călătorie la Polul Nord, adică nu știu ce să faci acolo, că nu știu dacă mai e ce să mai vezi. Dar o plimbare pe expres o aș face, că, na, e superb. Mie îmi place să mult să merg cu trenul, dar asta e. Uneori mai că și saturi de trenul ăsta. Ai prefera să ai voie să mănânci tort de fructe doar 2 zile sau să ai voie să mănânci numai bastoane de bomboane timp de 2 zile? Mai bine aleg tortul de fructe, pentru că totuși măcar tortul ăla de fructe are ceva bun în el, așa, bastoanele alea doar zahăr peste zahăr, bomboane. Nu zic că sunt contra, că și-o mănânc bomboane, dar să mănânci 2 zile așa ceva mi se pare cam, cam grotesc, nu știu. Ai preferat să scrii un eseu format din 5 paragrafe despre Crăciun sau să rezolvi o problemă de matematică pe teme de Crăciun? Bă, du-te bă de aici mă, ia lasă-mă în pace! Ai preferat să ai un nas care strălucește roșu ca al lui Rudolf sau să ai urechile mari ca un elf? Nasul direct, că cum, îți dai seama, elful are urechile, nu știu, e cam așa sau așa, nu prea știu cum, dar... în orice caz, urechile alea sunt urâți oricum. Așa, nasul, năsucul e mai simpatic să-l vezi cum e roșu. Și mai ales ca lui Rudolf. Cine ar avea treaba asta? Serios acum. Ai preferat să vizitezi Polul Nord sau să vizitezi Betleemul? Tocmai ce spuneam adineauri la altă întrebare, că nu știu, Polul Nord acum să cam topește. Nu știu dacă mai are rost să mai vizitez, că tot ce o să vezi o să fie o întindere de apă. Dar, nu știu, să considerăm că ar fi întreg Polul Nord. Betleem, bă, până la urmă ambele au semnificații, că la Polul Nord stă moșul, la Betleem e scena unde s-a născut Hristos. În sfârșit, nu știu, cred că Polul Nord, puii mei, habar n-am. 50-50, dar Polul Nord, aș merge mai mult pe Polul Nord. Ai preferat să primești șosete de Crăciun sau să primești un dicționar de Crăciun? Șosetele direct, că dicționare sunt plin, am o bibliotecă numai de cărți acolo și pe care nici măcar jumate n-am putut să le citesc, așa că lasă, ciorapi, mai bine șosete decât să mă duc să iau nu știu câte cărți. Ai preferat să obții multe cadouri mici de Crăciun sau să obții un cadou mare pentru Crăciun? Acum depinde ce să înțelege până mic și mare, că mic poate să fie de exemplu și o bomboană sau mare poate să fie și o casă. Acum depinde ce vrei să înțelegi, dar după mine, nu știu, cadouri mici, mă, că... Da, mă, contează gestul, nu contează lucrul material, cât de mare îl faci tu. Mi se pare mai important gestul și poate să fie chiar și un gest mic. Chiar, de exemplu, ceva mic, de exemplu, oriceva, nu știu, în orice caz, ceva mic. Mai bine merg pe mic decât asta. Ai preferat să fii unul din elfii lui Moș Crăciun sau să fii unul din renii lui Moș Crăciun? Bă, nu știu, renii direct, că... V-am spus eu, elfii, dar sunt cam nașpa aia, nu știu, renii lui Moș Crăciun, să pot să bag acolo viteză, să pot să fac serviciu ca să pot să livrez toate cadourile la toți copiii. Ai preferat să petreci o zi vizionând videoclipuri de Crăciun sau să petreci o zi de Crăciun la mall? Cred că mai bine mă duc la mall decât să stau să-mi pierd vremea și să mă stric la cap văzând doar videoclipuri de Crăciun, mai bine să mă duc la mall. Că acolo măcar ai ce face, așa ce naiba faci numai cu singura acasă, cu videoclipuri de Crăciun, Jingle Bells, în sfârșit. Deci cred că mai bine mă duc la mall. Sincer mă duc la mall decât să fac alte prostii, decât să mă prostesc văzând numai singura acasă. Păi nu înțeleg treaba asta cu singura acasă, ce tot lumea pe an ce trece, cum se difuzează singura acasă, toată lumea trebuie să oprească tot ce face, mă. Pentru că e singura acasă pe ProTV. Adică Macaulay Culkin, așa numitul Kevin, arată așa. Și noi încă ne uităm la singura acasă. Filmul ăla are 30 de ani și noi încă ne uităm la el. Bă, și ăla e matur toată firea. Mă rog, să sperăm că e matur. Dar da, oameni buni, cam astea au fost întrebările de la Audio Radar, ediție de Crăciun, bineînțeles. Sper că v-a plăcut, sper că v-a făcut plăcere să ascultați așa ce părere am eu legat de chestiunile de Crăciun. Chiar sunt curios să aflu voi ce v-ar plăcea. Chiar puteți să lăsați și voi un comentariu, să-mi spuneți și voi ce ați fi răspuns la întrebările astea. Sunt curios, chiar vreau să știu ce preferințe ați fi avut voi de Crăciun. Asta a fost clipul, oameni buni, sper că v-a plăcut, mersi că m-ați urmărit. Eu am fost Bogdan, ca de obicei, v-am pupat, vă las cu bine și ne vedem desigur data viitoare la un nou video. Hai, ceau! Muah!